Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. V-au mai rămas 15 minute. Și când credea și el și spera că mai are un sfert de oră de gătit cu ei... A, nu te cred! A venit Cătălin pe turnantă, a și omulet. Aoleu! Stop, Jack! În cala, nenea. Ba, a venit valul ăla care se numește tsunami, mă. A, nu! Stop, Jack! A, și... Aha! N-am crezut că mor, jur. Deci mi-a venit să rânjur în acel moment. Ah, ce bine e și rândul nostru. Hai să vedem cine pe cine sabotăm. Dă time-out-ul unuia dintre șef pentru 15 minute. Acel șef va trebui să părăsească zona de gătit. Bă, mi-am dat seama instant. N-avea de ce să mai citească, să mai zică cui o dă. Mi-am dat seama. De ce ai plecat tu, mă? Îți zic să nu facă ăsta vreo glumă, cum a mai făcut el, proastă, să mă dea pe mine afară. Că îi știu în stare de orice. Hai bine, du-te, hai, du-te, hai, du-te, 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 du-te! L-am pus eu frumos pe o placă de surf și am zis la val, scoate-l afară de platou, hai. Du-te, Dică, du-te, Dică, du-te, Dică, du-te, Dică, du-te, Dică, du-te, Dică! Ultimul sfert de oră când se baza pe el, atunci să poată să spună, îți dai seama câte informații avea acumulată în el, să spună. La revedere! Go, Dică, go, Dică! Bă, negru de supărare a plecat. Bă, l-a luat cap, sincer. Și pe mine m-ar fi luat. Cred că s-a dus să dea cu tămâie, să dezdege făcăturile, că numai tot ce era să a venit la el. Yeah! Dar când l-au scos afară, au fost tare. Au fost c***a lumii. Așa a plecat șef Dumitrescu, s-a dus, bye bye. Bulinele au îmbulinat-o. Deși, și-o strâns oameni buni, s-a descurcat la montaj. Hai, l-a asamblat! A fost oribil. Să rămânem fără lider, să rămânem așa cu toți cu capul în aer. Puteți să puneți ce e rece. Vă rog să începem să montați. Hai să lasă că ce e rece se poate pune. Hai, dacă suntem ok. Da, să facem aia, să facem aia, să facem aia. Îți dai seama că ne-a luat o panică pe toți. Gustă-l, în acel moment eu am preluat controlul. Ce faci aici? Unde trebuie să ajung? Vorbiți cu mine, vorbiți cu mine. Dar tot pe constructiv. Adică nu e niciunul care să se enerveze. Vlad, ai sosul de păpui? Da. Îl reduce cineva să facem un pic de glez. Păi nu știu dacă mai avem timp să reducem. Dă-i drumul și redul. Nu ar trebui să fie o problemă pentru noi, pentru că suntem bucătari toți. Am primit directivele de la început. Hai să ne apucăm de montat, să reducă Vlăduț sosul. Cum e risotto? E bine, nu? Hai că ar trebui să am 15 minute, băi. Hai, vreau să văd o farfurie de la voi. Vreau risotto, da? Băi, băi! Nu. Băi. Dar cum am plecat? Ești ok? Nu, da. Mamă, m-ai speriat. Deci, Vincent, da. Recapitulăm. Că suntem amândoi... Hai, dați, și ne dă drumul la banc. Pe mijloc? Cătăline! Da, Sorin! Bă, unde-i mă ăsta, Dumitrescu? Cred că cel mai tare a durut cele 15 minute în afara platoului. Te spanicați? Ia dați-vă de care la bansurile voastre! Hai, repede! Pe ce nu are șoferin, are doar gust, are și voce. Repede, hai! Bine, și în echipa asta vă dați seama, dar mi-e dor din însă. Am mai prins și pe Scărlătescu care stătea de vorbă cu concurenții mei. Îi ținea din treabă. Jim Bucu. Da, ok. La pise. Da, puteți să... Hai. V-a aruncat cu ceva după mine, era dincolo, aruncă, pleacă de acolo! Bă, răutate, trebuie să ieși din platou! Lasă-i să muncesc, că eu m-am dus să o consolez pe Blenche, că n-a... Dar nimic, nu m-a lăsat. Nu fi. Și atunci m-am întors la mine la banc. Lasă tigai, băi, ascultă-mi ce spun că nebunesc. Papcănevi, da, când îți spun să faci ceva, faci ceva, nu mai face de la tine. Asta și astea dispar, asta mai lasă. Mi-a spus. Mai sunt 10 minute. Hai, stai pe el, cremi. Dar mă tot gândeam, oare o să termin, oare nu o să termin. Vreau parmezan în el. Bagă-i. Hai. Și amestecam și mă tot uitam la ceas. Nu s-a dezlipit o secundă, era ceas orez, gust, ceas orez. Repede, salsa, ciuperci, dați-i bătaie, vă rog. Ceasul ăla de acolo parcă stă numai în ochi. Tu faci aici, dar așa ești pe ceas. Cronometrul ăla e prima oară, crezi că e stricat. Aici, în bucătărie, se pare că timpul are o altă dimensiune. V-au mai rămas 5 minute. Frate, nu te supăi eu. Nu, te rog. Orez nu este gătit. Așa mi-a spus să-l fac al dente, așa mi-a cerut. Nu mai e, fii atent. Hai, băieți, avem 6 minute. Șef. Într-un final, orezul nefiert a ajuns în farfurie.
La mijloc a fost bun orezul. Partea asta era terci, partea asta era lipită de foc. Ce fac? Calm, calm, relax. Sunt ferm convins că am montat orezul din mijlocul oalei, a dat un pic de orez deasupra cel care se uscase. Și a fost o combinație, din punctul meu de vedere, în cele 14 farfurii, din orez făcut, orez terci și orez crud. Imaginează-ți trei texturi. Ai putea să zici că mergi la stele Michelin? Ori le împingi pe astea mai încolo un pic, da. Împinge-l cu tot acum, când împingi. Ba, cuțitul meu de aur bine. Ionuț a făcut farfurie, am spus ce și cum. Așa, acolo unul și mai poți să-mi pui unul aici, da? Are simțul esteticul, nu știu, de când ne-a adus desertul. De atunci am fost ochii pe el. Perfect, bravo, Luca! Băi, am echipă șmecheră tare, băi!